Bună! Așa, deci nu știu cum să mă pot să mă pierd. Sunt la cap de oameni. Sunt în fața primului și eu m-am întors camera. Se aude sau ce? Da, ți-a stupat microfonul. Ce spui? Ați stupat microfonul. Nu l-am stupat, poate de parte. Acum e bine. Haideți să facem ce? Acum se aude? Bine, aici, dar nu zice că m-a stupat microfonul. Asta poate el e... Nu, e posibil că e din cauza zgomotului din box, nu vă auziți dumneavoastră, din cauza sunetului mare. Dați-vă mai departe de scenă. Dar și înaltați-vă unde, eu sunt în fața primăriei, vedeți cât e departe. Ok, bine, povestiți așa. Să mă duc chiar mai departe. Nu, e bun așa. Ce spuneți? E bun așa. Spre surprindere ajută-mi să schimb camera, că eu nu cunosc. Mai ajută. Ei, dacă aș ști eu și chestia asta, dar spre regret, eu v-am trimis și dumneavoastră link-ul, adică festivității de astăzi. Deci astăzi la ora 6 se deschide Filarmonica Municipală. Deci eu m-am interesat, într-adevăr, instrumentiștii se adică exersează, adică se antrenează, exersează în clădirea Casei de Cultură numele lui Nicolae Botgros. Posibil sala, posibil, nu, iarăși nici nu afirm, nici nu infirm, posibil sala, adică viitoarei filarmonici să fie în interiorul, adică în cadrul teatrului care se reface. Deci știți că teatru Bogdan Petricecu de la ăsta, Bogdan Petricecu de la Cahul se află acum în construcție nouă. Posibil, asta este varianta mea. Și vă zic, eu când prima dată am trecut pe aici și am văzut cum se aranjau instrumentiștii, ați văzut pe... Însă și am vorbit cu domnul Ilie Rotile, am vorbit cu dumnealui și el era în antrenament, îi vă dați seama cum se merg repetițiile pentru deschidere de la ora 16. Voi merge mai aproape cu... Și asta este primăria, ora cu... Voi merge mai aproape ca să poate surprindem și alte momente. Deja circulația transportului, iată și eu chiar o merge mai aproape. Deci este redirecționată, piața este închisă. Văd acolo și licee instalație. Dar știți, vreau să vă zic că ultimul timp îmi place muzica simfonică. Zilele trecute eram la procuratură și un procuror avea o muzică așa liniștită, zic, vai, se aude pe tot coridorul, zici că m-am săturat, asta liniștește. Ei, să vă zic, după lacrimi aud și muzică. Păi, eu astăzi mă duceam cu atâtea probleme și cu atâtea procese prin judecăți, am rămas în urmă cu evenimentul cultural. Se vede ceva scena, eu nu știu, sau pot să ridic? Se vede, e în regulă. Mă apropie acum mai aproape să vă demonstrez că fostul Kinoteatru Patria, pe care îl știu și eu, clădiri frumoase, e zic istorică, a fost demolat în anul trecut și exact în 7 luni a fost construit un magazin Liniela.
Înseamnă că oamenii au bani. Da, păi de unde am văzut o postare prin care se menționa că în magazinul Liniela Cașcaval cumpărat, adică prețul de preț fabulos, dar cu acătări acolo erau mai puțini grame. Știți, iată, prin așa metode se înșală. Iată, vă zic, iată, asta e clădirea în locul exact, în locul Kinoteatrului Patria. Iată, ați ce de frumos. Giuseppe Verdi. Poate o ținești cu noi timpul, adică cu cahulenii, ca să ai posibilitate să privească acest concert. Eu, respectiv, nu voi putea fi. Poate o să transmite online primăria sau cineva. Vă aud? Sper că oamenii nu stea prea aproape unii de alții sau să poarte mască. Nu vă aud, eu fac așa, adică să vedeți prin... Panoramări amețitoare. Bine, e spațiu deschis acolo, dar da. Vremea e răcoroasă și virusul îi se transmit ușor. Nu doar SARS-CoV-2, dar și virusul gripal și alte năzdrăvănii. Eu vă zic la revedere, mulțumesc că ați acceptat și am făcut o mică relatare de la Cacul, de acasă, să surprind chiar și cunoștințele mele, elevii, am rude din depărtare, care tot timpul se bucură. Când mai vin la Cacul, fac așa în privat careva secvenții și le expediez, ei așa sunt de bucuros. Păi, vă ziceam, astăzi am intrat și la universitate, unde poate merge un pedagog, un fost învățător? La universitate am intrat și acolo am surprins o gafă, da, asta deja un alt caz, un alt reportaj. E frumos la Cahul, da, un alt reportaj. Deci, filarmonica ars, trăiască filarmonica, da? A, cea de la... Aia, acolo, acolo mână păroasă a dat foc. Lăsați să fiu eu învinuită, dar asta e chestie importantă. Au făcut ei, dar vedeți că se mai întâmplă și lucruri frumoase.